예물들이 취할 수 있는 권리로 아니. Back to yours, back to Jesus, Mary, to be spirit in church. Ja, denn er hat es, la această biserică, care are ca o protitor și pe Sfântul Ierac Nectarie. Ne-am bucurat să slujim astăzi aici, în sobor mare, e preot și diacon, să fie prezenți toți preoții din parohiile protoirilor Constanța 1, Constanța 2 și Mangalia. Când am venit, era o singură protoirie. Sunt vreo 200, peste 200, aproape 300. Cum ar fi într-o singură protoirie 300 de preoți? Dar iată, Dumnezeu ne-a ajutat să facem misiunea mai intensă. Și iată, în cadrul misiunii, a răsărit și această biserică. După grele dureri de naștere, și iată, în sfârșit, înălțându-se atât de frumos, prin osteneala Părintelui Paroh Marinel Pădure și a unor oameni de mare credință și de jertfă. Și cred că împlinirea acestei biserici constă și în chemarea unui mare veghetor pentru sufletele noastre, Sfântul Ierarh Nectarie. Sfântul Ierarh Nectarie pe care îl pomenim a trăit aproape de zilele noastre. Nu s-a împlinit nici 100 de ani de la plecarea sa către cele veșnice. Și iată că avem acum împreună rugător cu noi din cer. Născut în părțile Greciei, din părinți credincioși, al treilea copil din cei 7 copii, a iubit din pruncie rugăciunea, a iubit pe Dumnezeu, a iubit pe oameni, a iubit tot ce era frumos și sfânt și a iubit cunoștința. Și iubind cunoștința a dorit să învețe carte. Nu se gândea la rancuri mari, dar se gândea că dacă va ști mai mult, va putea să se apropie mai mult de Dumnezeu. A învățat școala primară, mai departe, ce să învețe? De liceu nu putea fi vorba. N-aveau cu ce să-l ducă părinții la liceu. Și atunci, la 14 ani, a plecat de acasă, ca să muncească. S-a lipit pe un negustor, care l-a pus să facă diverse treburi. Și făcea aceste treburi, dar setea după cunoaștere și setea după Dumnezeu erau atât de puternice. Și atunci vedea că de oameni nu poate să fie ajutat. Negustorul îl ajuta cât putea. Îl vedea ca pe un tânăr oarecare, un copil. Nu îl băga în seamă prea mult. Și atunci a hotărât copilul Nectar, pe atunci Anastasie, cum era numit din botez, acest copil de 14 ani, apropiindu-și sufletul de Dumnezeu, a gândit că singurul care poate să-l audă, să înțeleagă și să-i asculte dorința, este numai Dumnezeu. Ce să facă? Cum să ajungă gândul lui la Dumnezeu? A cugetat, inspirat de însuși Dumnezeu să scrie o scrisoare. El era un copil. S-a gândit că Dumnezeu poate să primească gândurile sale scrise într-o scrisoare. Și de aceea târguiește o scrisoare și caută un plic să trimită această scrisoare, dar avea nevoie de timp.
la nemustolo la cari lucra, la che a parte di fine gran, del bratamite, si de roc de dormita, che un desai babani, se trimita a ciascisuare, sadus sadus la nemustolo, schiato tu deseo, e sta tutto termine, a tutti i mutori, a tutti i cittori. A gândit că pune scrisoarea la poștă și va ajunge la Dumnezeu. Ca cel ce este atot puternic și a ținut un timbru. I-a spus negustorul, timbru nu am să stau acum, dar lasă mie scrisoarea și o să-i pune un timbru și o să-ți-o trimit. Am văzut scrisoarea sigilată, era adresată lui Dumnezeu însuși, Mântuitorului Hristos, cel ce a ascultat pe noi săraci, bolnavi, demonizați și neputincioși și le-a primit dorințele. Și așa i-a scris, Doamne Dumnezeule, toate le știi și suferințele și gândurile și toate lipsurile noastre. Știi dorința mea că vreau să-mi vezi carte. Ajută-mă cumva să pot să primesc un ajutor ca să-mi văd și eu carte. Și atunci negustorul, văzând scrisoarea sigilată, a tresărit când a văzut cui este adresată și a gândit să o deschidă. Și deschizându-o și citind, el care nu era milos, care era un om ce poruncea uneia și altuia și de patru și dădea fiecăruia numai cât să trăiască, de data aceasta a fost mișcat. Figurii l-au pătruns și a gândit cine este copilul acesta, cum a ajuns la mine, înseamnă că Dumnezeu mi l-a trimis. Am și eu acum ocazia să mă apropii de Dumnezeu. Și atunci, cum să trimite scrisoarea? Știa că Dumnezeu este în cer. Gândurile copilului puteau să ajungă la Dumnezeu, dar nu scrisoarea materială. Și s-a gândit să fie el interpretul lui Dumnezeu. Și atunci îi răspunde la scrisoare și îi spune, am primit scrisoarea ta, fiule, și iată, vei primi bani ca să poți să mergi la școală să-ți împlinești dorința. Și așa i-a dat negustorul bani cât a trebuit și a făcut liceul. Apoi a dorit să facă și facultatea. S-a găsit un alt creștin care l-a ajutat, un om bun care l-a ajutat să facă și facultate de teologie de la Atena. Sigur, a intrat apoi în mănăstire. Prima dată i s-a pus numele de Lazar la călugărie. La 27 de ani a intrat în mănăstire. După aceea, când a devenit diacon, i s-a schimbat numele în Nectarie. A ajuns apoi în anul 1881 a ajuns în Egipt, la Alexandria, unde era un episcop care l-a ajutat să vină aici și a început activitatea în Alexandria. Mai întâi, ca predicator, a fost irotonic preot și după aceea a primit irodonia cu episcop în
обсудил здесь иного. Да, надо нас будет принаишь. И не дал нома рукачуни, а дарничие, а милостение. И я же так и вами, кубинтур сел и рапетун сетор. Прежде сухлетели, ши конштинцели, ши вдия дьяволы, а дусь инспирации някре, кера сухавно служитор, а и всевичи, кари грендял, че каута строимо на чиста, са тие ел май сус декут ной. Ши атунч, ку мартуринничи маси, ши ку индрич, на патриархул Софроние са хотелит са тие тримисте аволу. Патриархул ну кредя ту тотур, че не че спуняо пътуши дуи. И ей че няо са нуай тие, нич епископ, нич преот, нич диакон, са тие дезбрекатя чисте. Дар ша чисте служи пекарлявя. Dar patriarhul i-a dat carte canonică și iată a venit din nou în Grecia. Se lipiseră credincioșii de el, credincioșii l-au regretat, au făcut intervenții să fie înapoi întors Sfântul Nectarie. Dar nu se mai putea pentru influența celor care îl doreau departe, a fost mai puternică. Iar Sfântul Nectarie avea de plinit o altă misiune chiar în țara sa de origine. După ce s-a stătornicit la o mănăstire, apoi a fost pus director la seminar. După ce o vreme în localitatea Ierbia, unde episcopul era plecat prin a venit Sfântul Nectarie, aici a suplinit locul și mergea prin orașe și prin sate și propovăduia peste tot. Se simțea nevoia unei iluminări a oamenilor, pentru că oamenii de aici aveau slujitori care știau doar să slujească. N-aveau școală, nu puteau să vorbească, dar îl plineau slujbe. Cuvântul Sfântului Nectarie a fost balsam pentru toți. Și apoi ajunge director la seminar o vreme și se ocupă de tineri de aici. Dar și de aici va trebui să plece în exil. Pentru că nu se mâna cu ceilalți. El era un slujitor cu totul dăruit lui Dumnezeu. Și toate aceste peregrinări nu l-au descumpărit nici de cum. Și din potrivă și-a dat seama care o cruce de dus. Și această cruce trebuie să o ducă până la capăt. Se străduia și se controla să nu greșească ceva din învățătura cea adevărată. Și mulți creștini care veneau la el cuprinși de neputințe, se vindecau de toate bolile care le aveau. De aceea a fost invidiat și aici, pentru că slujea frumos, predica frumos și iată în sfârșit a ajuns iarăși în exil. Dar în exil el se bucura că se poate ruga și veneau mulți oameni la el. Iar unii de departe se rugau lui Dumnezeu ca pentru rugăciunile Părintelui Nectarie să le împlinească cererile lor. Și cererile lor se împlineau. Și veneau pe furiș și îi spuneau: Părinte, mai roagă-te pentru mine, că iată, când a chemat numele de mijlocitor în rugăciune ca să ne ajuți, am fost ajutați, am fost mângâiați, am fost vindecați,
roagă de pentru noi. Și așa se ruga în taină, Sfântul Nectarie, pentru mulțime de oameni care cereau ajutor și voiau cu adevărat să le fie pe mai departe rugător și păstor. Înainte de a se sfârși în anul 1920, pe când avea 74 de ani și avea o suferință în trup mai veche, o suferință pe care îi va fi dat Dumnezeu ca și Sfântului Apostol Pavel, ca să nu se mândrească cu mulțimea darurilor ce le-a primit de la Dumnezeu, el a cerut să meargă încă o dată la icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului. Și a mers la icoana Făcătoare de Minuni ca să-i ceară Maicii Domnului mijlocirea pentru Fiul Său și pentru Părintele Ceresc, pentru că simțea că s-a apropiat ceasul plecării sale. Astfel, Sfântul Nectarie s-a sfârșit în ziua de 8 noiembrie 1920, după ce în august pusese la icoana Făcătoare de Minuni. S-a pus pomenirea sa a doua zi de Sfinte Arhanghel. Nu putea să fie pomenit odată cu Sfinte Arhanghel, ca și Sfântul Ioan Gură de Aur, care a venit în ziua crucii și s-a mutat sărbătoarea lui mai târziu. Și iată, Sfântul Nectarie, atunci când a murit, au venit împrejurul său mulți oameni bolnavi și neputincioși și toți s-au vindecat, pentru că izvăla o putere mare și minunile care s-au făcut la mormântul său, după ce a plecat din viața aceasta, erau nenumărate. Mulți oameni veneau să-și primească tămădirea și izbăvirea de rând. Și iată, lucrează prin Sfintele sale moaște puteri și minuni, Dumnezeu lucrează prin el. Pentru că în ceruri veghează necontenit, veghează pentru ca noi credincioșii care cerem ajutorul să fim ascultați de Dumnezeu. Și ne ascultă Dumnezeu. De aceea și astăzi am poposit aici cu bucurie. Și pentru că a fost un erar care a fost în păstorire preoți, de aceea am chemat preoții astăzi aici pentru întâlnirea noastră duhovnicească, ca să fișuim cum să purtăm grijă de sufletele frăților noastre, să chipzuim sub inspirația, sub mijlocirea și purtarea de grijă a Sfântului Nectarie, atât de apropiat de toți oamenii, din toate locurile, din orice ceas al zilei, din orice copac sau impas al vieții. De aceea Sfântul Nectarie rămâne pentru noi rugătorul care niciodată nu se oprește din grijă față de noi. Ne poartă de grijă, ne vechează, ne ajută, ne ocrotește neîncetat. Sfântul Nectarie este căutat de mulțime de oameni din toată lumea creștină. A primit acest dar de la Dumnezeu, pentru că el însuși a fost în suferință. Și pentru că n-a crezut în suferință și s-a rugat pentru cei suferiți, și nu s-a rugat pentru el întâi, ci pentru ceilalți oameni, deși el a avut o durere în trup necontenit, el se grijea de durerile altora. Și Dumnezeu a primit jertfa sa, înțelepciunea sa,
درد و استرس Această deosebită grijă față de oameni. A iubit pe Dumnezeu și a iubit oamenii. Totdeauna când se ruga lui Dumnezeu și își manifesta dragostea față de Dumnezeu, simțea că trecerile de suit la Dumnezeu sunt semenii. De aceea e important rugăciuni pe toți oamenii și totdeauna întâi se ruga pentru cei bolnavi, pentru cei rătăciți, pentru cei îndoielnici în credință. Și toți aceștia primeau putere, primeau rațe de har și de lumină. Aceste rațe le primim și noi astăzi, pentru că din bolnav devenim mai sănătoși, din slab devenim mai tari, din îndoielnici devenim mai siguri, din cei ce ne socotim necăjiți, începem să înțelegem că nu suntem necăjiți, câtă vreme putem să ne rugăm, să vorbim, să lăudăm pe Dumnezeu, să-i ne închinăm. Cel mai mare necaz la oamenii care stau departe de Dumnezeu. Dacă avem aproape de noi și dacă figură în sufletele noastre harul lui Dumnezeu care este izvorul vieții, chiar de că n-am avea îmbrăcăminte, mâncare și adăpost, nu suntem necăjiți. Să ne socotim necăjiți atunci când suntem reci, când nu știm ce căutăm pe pământ, când nu ne recunoaștem semenii, când nu iubim, când nu ne putem apropia de Dumnezeu, că sunt oameni cu inima petrită, care nu se pot apropia de Dumnezeu. Aceia sunt cei mai săraci și cei mai necăjiți. Și dacă vreți să știți cine e mai sărat din toate păturile, vă spun direct, diavolul e cel mai sărat. Nu există mai sărat ca diavolul. Lui se pare că are toată averea și ne-a zis și pe noi să ne lipim de avere. Dar are neliniște, are nefericire, are numai întuneric asupra lui. De aceea este cea mai necășită pătură, pentru că a fost îmbrăcat în lumină diavolul cu toți slujitorii lui întunecați și verzând lumina a pierdut viața, adică bucuria comuniunii cu Dumnezeu. Căci nu se numește viață existența în întuneric, ci se numește moarte, că e despărțire de Dumnezeu. Să luăm și noi aminte către cine merge. În fiecare zi să ne întrebăm, oare merg spre Dumnezeu sau rătăcesc pe calea celui rău? Întotdeauna să ne probăm calea cu duhovnicul. Întotdeauna să căutăm lumina și să fugim de întuneric. De aceea, iată astăzi, fiind aici cu mulțimea preoților și rugându-ne Sfântului Nectarie, să rugăm pe Sfântul Nectarie și să-i zice, Sfinte al lui Dumnezeu Părinte, care pe pământ ai fost prigonit, nedreptățit, chinuit, alungat și despărțit de cei de care îi iubeai și te iubeau. Și apoi toată iubirea și jertfa vieții a îndreptat-o spre Dumnezeu și spre cei ce doreau să se apropie de mine și nu puteau din pricina migreanului diavol și a celor supuși de el. Ajută-ne pe noi să ne apropiem de tine, să diluim pe vrăjmașii cei nevăzuți
și de cei văzut care slujesc vrăjmașilor de Dumnezeu.